Salutare, măi papanaș. Mi-am dat seama că sunt un naș al papanașilor nu prea bun. Am fost și certat că nu vă învăț mai multe lucruri, doar vă arăt rețete. Așa că vreau să începem o nouă rubrică a acestui canal, de anume vă arăt mai multe variante de a păca ceapă, de a mărunții, de a... Prima o să fie julien, o să vă arăt să tăiați julien, de anume fâșiuțe subțiri. Aici, de obicei, sunt mai multe tehnici, dar o să vă arăt una care este cea mai ușor de făcut, normal. Nu tăiem așa pentru că riscăm să ne tăiem, nici așa pentru că este ceapa mare. Venim, ținem vechea poveste cu degetele, da? Și ne ducem fix mișcarea asta, pentru că așa riscăm să ne tăiem mai puțin. Din spre noi în exterior. Și am tăiat odată, asta o lăsăm, revenim asupra ei mai târziu. Și continuăm să facem asta. Și avem grijă să-i dăm cuțitului alunecare, da? Bine, dacă este foarte ascuțit, putem face și asta direct. Dar cel mai bine ar fi să-i dăm alunecare. Iar apoi, aici de obicei, ca să ne fie mult mai ușor, să nu ne chinuim, să nu riscăm să ne tăiem, întoarcem ceapa. Iar așa, continuăm cu julienul. Și facem lucrul acesta până când terminăm toată ceapa. Și aici putem face așa. Și cam asta e, cam așa se toacă o ceapă până la final. Revenim și la bucățica asta mică. Și o toacăm și pe ea. Și asta este julia. Polzișorii. Pe aceștia pe câștii toți. Pe aici ori continuăm până la finalul cepei. Cu aceeași mișcare, ori venim de aici, îi tăiem. Aici depinde și de ceapă. Dacă este proaspătă, ne putem duce până la final. Dar cu grijă și încet, nu vă grăbiți. Brunoazul mărunt. Și din nou aceeași mișcare, așa avem grijă să nu ne tăiem. Asta este brunoazul mărunt. Mai avem varianta asta. Această variantă de obicei o folosim când ne dorim să scoatem umiditatea din ceapă. Și înlăturăm miezul. Și în acest fel avem mai multă pierdere la ceapă, dar în acest fel nu scoatem foarte mult umiditatea din ceapă. Acesta este un fel pe care îl folosim la sosurile mai simandicoase. Brunoazul special, să-i zicem, cubul mare. În acest fel facem cuburi mari. Avem întotdeauna grijă să egalizăm marginea. Brunoazul mare este la fel ca acesta, doar că este mare, normal, ceva mai mare. Brunoaz, în traducere, înseamnă cuburi. Cuburi mici, cuburi mari. Brunoaz mare. Și facem această tehnică până când ne învățăm și ne obișnuim să tăiem ca lumea cu cuțitul, pentru că altfel riscăm să ne tăiem. Rondelele. Întotdeauna când tăiem rondele, avem grijă să facem asta la prima frunză, pentru că așa nu o să ne alunece ceapa. Și asta ar fi
momentan tocul acesta. Ar mai fi și normal în 4. Cred că știm toți cum să faci asta. Dacă mai dorești să-ți mai spun sau să-ți mai arăt și alte feluri de apă, ceapa sau orice alte legume, rămâi aproape pentru că urmează, pornim o nouă serie, așa că ne vedem. Cam asta a fost nebunia de azi. Dacă ți-a plăcut, bănesc că știi ce ai de făcut, adică nu o să-ți mai zic eu. Dacă nu ți-a plăcut, aia, stai tu până data viitoare, poate să fac și plată sincer, așa că, pa!